Lăudăm pe Iisus! Lăudăm să-L iubești! Am venit la voi, ne primiți? Cum să nu? Cum să nu? Întrească, Coania! Dar pe ce ați venit pe la noi? Ce vânt v-a adus pe aici? Am venit să ne învățăm mai peste ouăle, să ne pregătim de Paști. Bine să ziceți. Pe în ce perioada anului suntem, știți voi? Da. În ce perioadă suntem? Postul Mare. Bine, văd că știți că ce e Postul Mare. Văd că ați venit mândre, toate cu șerincile cu podul negru. Nu sunteți cu șerinci roșii, ori cu șerinci în focace la culoare. Știți că Postul Mare e cel mai aspru. Adică nu-i mod să îmblăm îndrăgătate, să ține post și de mâncare, nu să be, să vă povestesc despre multe, de mult ce era. De mult erau și ouăle și blighe. Toți când se începea Postul Mare, se suiau sus în șură. Și cele din colegiul să aducea mai întâi să pune ouă mare pe șpor la fierbe, să făceau cu un grup toate ouălile. Și acele care e de mâncat de dulce, că se zice de mâncat de dulce când putem mai mânca și pecine și lapte, să suiau sus în pot până nu se găta postul. Și întâi astea la alte plinie, mâncam de asta mâncarea. Atunci toți o ținut post în casă, începând cu coconi, cu bătrâni, cu tâine, de halube vă vreau a spune. În ină încoace măriucă să te arătăm de mândră, ești tămită. Ne vedeți că îmblă cu sumnă neagră și cu șerincă și cu cămeșe, nu cămeșe, jid mândră, tămită, cu frindici mari și cu flori înflorate. Da? Așa e cum îi ai ei. Vedeți? Ori de mult erau în familii mai sărace, oameni care nu au fost așa, au avut o cămeșă și fetele, nevestile, bătrânile în casă îmblau cu cămeșă cea îmbrăcată pe dus. Și numai de sărbători o scotie și o spăla și îmbla cu ea pe față mândră. Dar încă cine o fă mai găzdoi, acele tot postul, seara, după ce se găteau cu lucruri pe afară, să dădeau această cămeșă și a face o flornie. La tine aici că e mândră cu sut la alu. La tine aici că tot e cu alu. Dar la eveți aici că e un fel de uzor, de flori. Apoi să stăreau așa, nu să margă una la alta așezături să coșe. Dar sângure și aprindeau acolo o lumină la masă și că să nu îi să fure mândreața. Adică uzorul de pe cămeșe, florile. Că când se începe Paștele, mereu la înviere, noaptea își luau cămeșile cele noi cu sute și la care mai e mândră și zicea că să nu fie florile curate, adică uzorul de pe cămeșe, să nu se repete și aceea era mai găzdoie. Și a zis că vreți să știți cum să feștim ouăle? Da! Le feștim în lușpin de la ceapă, că trebuie să fie, uitați-vă, de culoarea asta. Nu trebuie să fie o culoare albastră, ori să fie o mohorâtă, dar să zice că asta așa e ca culoare roșie. Că să zice, e așa o legendă, așa poate că e minciună, că când Iisus Hristos a fost răstignit sus pe cruce și i-a dat cu sulița ostașul, o picurat sânge pe ou. Că înainte de asta, pe lângă cruce, a fugit o găină și a lăsat acolo ou. Și a picat pe ou și ou s-a făcut roșu. Și de ce se face la noi aici, ca în stat, se face nu cu culori, cu culori alte, de ori ceva feștel, dar numai cu coajă de ceapă. Că să fie o culoare roșie, să fie o bună de mâncat. Că culoare roșie simbolizează sângele lui Hristos, care a picurat pe ou. Ouul simbolizează viața, ceea ce ne-a dat nădejde Iisus Hristos, că El a murit. Și cu coajă de ceapă, noi toată lumea are în casă, e bogat. Și uitați-vă, vă să vă învăț a face că ați zis că vreți să vă învăț. Așa e? Da, da. Nu-i vedeți? Veniți un coace mai aproape. Luăm, avem ștrim de capruni. Așa e? Care aveți burene? Care ați adus burenele din grădină? Tu, Ileancă, le-ai adus, așa e? Ni rumpem o bureană. Ne uităm să și o mândră aici, Ninca, să și o vedeți uzorul. Un picuțul de mou, ca să se lipască de el bureana, așa Ninca, vedeți? Și îl ținem bine, bine. Ține-l așa Ninca să nu ți se delature asta. A, așa vezi. Și îl punem în tot ce ștrip de capron, de care nu e. Punem-l cu bureana în jos. A, așa vezi. Și îl strângem jip, jip, jip și îl întindem și tomim aici Ninca mâna cu bureana să fie o mândră, mândră și îl legăm. Și apine, aici că avem coș scorță de la ouă. Așa-i? Vedeți?
Și l-am tomit mândr aici, l-am pus și dedesubt și pe deasupra și îl punem pe devoița fierbe. Și lăsăm să se răcească tot în cojile astea, că să avem, uitați-vă de mândră culoare. Vedeți? L-am făcut aia cu pitrinjel de pădure, să zice. Îl vezi de mândrui? Da. No. Și acum, după ce l-am pus a fierbe, să vedem cum ni s-o primit. Ne vedeți aici unde a fost? Vedeți pitrinjelul de pădure? Să e hăt și uitați-vă da mândră rămâne. Și îl ștergem cu ștergătoare uscată. Dacă vrem să sclipească, mai îl facem și cu lui. Și mândră, luăm coșarca și le punem toate în coșarcă. În luăm ouăle care sunt feștite și le puneți aici ca toate în coșarcă. Care sunt feștite. Așa, vedeți. Vedeți de mândră avem. Tot lucrul acesta îl facem în joie mare, adică în joia, săptămâna patimilor, înainte de post. Atunci când sprăznuim cina Domnului o fost, știți? Și le pregătim de cusara, mucând s-o gătat lucruri pe afară, că de ce joie mare mai se zice joie curată, știți de ce? De ce? De ce joia s-a cistovit până casă, s-a făcut curățania. S-o spălat toate mândrățolurile ce-o fă pe afară care le-am și toate mândrile așezăm și le punem la loc. Și după ce ne-am gătat, deci stovit până casă și de făcut rânduială, ne dăm și feștim ouăle. Că în vinere mare, în vinere, când Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, nu-i slobota lucra. Că trebuie să merem la biserică, la provodul Domnului și să ne pregătim pentru Marele Paști. Așa e? Dar cine știe că o duminică înainte de Paști, ce fel de duminică avem? Cine știe? Înainte de Duminica Paștilor se face Duminica Florilor. Păi Duminica Florilor. Și noi ce avem aici, ca vedeți? Mățoace. Vedeți mățoacele de mândră. Ce înseamnă mățoacele? Ce facem cu ele? Grăiți. Le ducem la popa și popa le sfința. Tăți, în semn de bucurie, când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim, pe un munte Asin, și toți l-au întâlnit atunci cu frunză de finic. Dacă noi nu trăim acolo în părțile cele, la noi pe vremea asta înfloresc mățoacele, vedeți? Ori de asta mățoacă, ori amunta este, dacă sunt mai târziu Paștile, uitați-vă de mândre flori, tot ce ați adus, să le vedem. Ori cu de astea și toată lumea merge în semn de bucurie la biserică și când trece preotul, toți ținem în sus și popa le sfință și le aducem acasă și apoi le punem bine să stăie. Că să zice că dacă Doamne fie și apără în timpul anului, ori cineva ne-o dorit de rău, ori ne-a făcut orice făcătură, ori ceva prostie, le folosim aiestea, le mâlăiem în apă sfințită și estropim până casă. Ori punem ceai, că tot eu zic că-s de folos, să-ți place. Ați înțeles, Coconia? Aaaa! Bine! Păi de interesant ne-ați povestit, dar să cântăm o priceasnă. Cântăm că postul mare, ce ziceți, Coconi? Cântăm! Nu e voie că lem și să cântăm. În postul mare știți că, în afară că nu-i slobota mâncare dulce, nu se ascultă nici muzică de petrecere, nu se fac nici nunți, dar să cântă cântice duhovnicești, adică cum le zicem noi, pricesne. Începem și noi. Pentru tine, Doamne, florile floresc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc.
merge la sfințitul coșierților de la biserică, de la Milo. Apoi eu cum se ciocăneau cu paharele, ne ciocănim. Zice, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înviat! Hristos a înviat!